ei vlogi. Dacă nu-i dai voie să vorbească microfonul, îi pornesc vlogeri. O, Doamne! Să o băgăm ăsta. Libertate de exprimare. Domn Vasile, noi suntem live. Da, normal. Așteptăm ora 5. Am ușa să iasă deputații și am să vorbim. Cei care au contestat. Suntem alături cu toată lumea. Acum de-am e liniște, se poate de vorbit. Da, acum se poate. Iată, suntem aici da, toți. Acum am ușit 3, am ușit 5. La 2 ore. Democrația acasă. Așteptăm orele 17.00. Da. Și ne ducem, ne străzim, să așteptăm. Da, țin. Dar și nu a rămas nimic dintre noștri să ne iau. Sunt băieți. Vasile! Da. Noi am venit aici mai multe persoane care vor să fac poze cu haiducul nostru. Așteptăm orele 17.00 ca curtea să se pronunțe. Florești, aha. De la Florești. Haiducul țării. Hai să mergem, domn Vasile. Da, am ușa așteptat să iasă cei care au pledat pentru anularea stării de urgență, au să iasă să vorbim acuși în public și încă 2 ore de vreme rezistăm. Ne ducem să bem ceai, o leac să nu ne deorgăim, cum zice Dodon, dar lor le recomandăm să bie ceai și să deorgăiască tare. Că vine timpul ca să-i scuture, n-au să-i deorgăiască. Da. Să-i zileongă, da, poți să dai singur, de altceva se aboia și toarne singur zileongă. Vazelină de-am trebuit. Vazelină și zileongă. Hai să mergem să vedem încolo ce... colegii noștri. Câte un leu fotografie? Un leu minim fotografie. Păi adă-l mă, dragi, noi mai avem mai mult, avem niște care cred. Asta e simbol. Asta e simbolul nostru național. L-ai pregătit pentru hamburger și pentru nașul. Care a mutat fără la hapa rămâniei. Așteptăm orele 17. Suntem aici într-un număr mare de oameni care au venit în fața Curții Constituționale să-și apere curtea și libertatea. Iată așa și mă cu plăsinte, știu, cald, de acasă. Da, spune, doamne. Doamne, cu plăsinte. Doamne, ne-ați adus plăsinte, mulțumim. Bravo. E cu inimă. Conești, paia, paia, baba. Poți să-mi scrie. Așa se zice. Super. Anticipate! 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 Împărțăm păduchii. Ia uitați-vă ce... La datorii. E chestie ce ești scarcă. Patrioții noștri. Mă, Vasile, stai să spun auz și spun Dodon, la revedere. Nu, eu și noi suntem în live. Pe democrație acasă suntem live, da. Te rog, am bătut de eu. Și ne ducem la formulare cu oameni. Nici să vorbim acolo, că aici noi azi avem 06. 06, 00.
0722 5 6 prieteni. Și mă sunați și eu vin, eu vreau un băieț în care mai mult să sunt eu. Da, azi îi oprim, începem alinele și vinim. Nu, mamii au vânat în față, înțelegi? Capioare, dacă îți porci să-l bate și... 06-00-22-564 5-64, vă stai. Nu mă sigur. Da. Fii sănătoși. Mulțumim că ați fost alături. Hai. Hai. Nu ne facem. Mai și pistoare. Da, doamne. Vasile, dar dați și mie un număr de a dumneavoastră. Ce ne ține legătură? Iată, stimați prieteni, suntem băieții noștri. Domn Vasil, ia spuneți. Pentru euro. Ce... Dar ce vă spune? Ce puteți spune? Zutonul intrat în stânal ușor și vreau să te comand cu noi. El vorbește singur, Zuton, că ușor e o oaie șulă, o oaie răpănoasă. Și căcatul a zis el acolo, în stâna și e răpănoasă. Cred că îți pleci. Și cât mai urgent. Anticipate. Anticipate vrem și gata. Vrem să trăim liberi, să trăim liniștit, fără dubăniști, fără poți, fără într-o țară în care nu o să ne fie rușine să ne întoarcem. Și într-o țară... Într-o țară fără poți. Fără spălhare ești care în toată țara ne foarte plăcut. Du grâu pe ascuns de rezerv stat. Dacă ne ajungem noi de cultură, la atunci îi spun că n-au grâu, n-au cu cine ești tot. Dar de frate am pus frate. Și aia acum, astăzi spun la cetățeni, strezați-vă, să ne atrag democrația acasă, suntem băieți, baștriși. Asta e cel mai important, să ne mobilizăm. Mulțumim tuturor cetățenilor care au venit astăzi aici să susțină independența curții constituționale. Vă rugăm mult un pas în urmă, doi pași în urmă, așa încât să păstrăm un pic de distanță și cameramanii să poată fixa acest moment și pentru cei care sunt în fața ecranilor, pentru cei care sunt acasă. Vă spun un mesaj, dar... Sergiu Litvinenko este aici alături de noi, unul din autorii sesizării care a fost examinată astăzi la Curtea Constituțională. Bravo! 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 Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult și de această dată că sunteți aici. Numai ce s-au finalizat dezbaterile pe marginea hotărârii Parlamentului prin care Dodon și clica lui au introdus stare de urgență. Ați văzut și astăzi că socialiștii sunt niște lași. Cei care au propus, au semnat această stare de urgență în frunte cu așa un deputat prenume Vasile Bolea, s-au temut să vină la curte ca să-și justifice și să apere prostiile. Această stare de urgență este un fals ordinar. În realitate, scopul uzurpatorilor este amânarea alegerilor parlamentare anticipate. Nu au argumente, nu au absolut nimic de spus. Există standarde foarte clare care spun că starea de urgență este o chestiune excepțională care se aplică doar atunci când remediile obișnuite nu pot avea un impact. De exemplu, noi am avut și avem probabil stare de urgență în sănătate publică, care se gestionează de Comisia de Sănătate Publică. Respectiv, toate deciziile care au fost luate până acum de Comisia Situații Excepționale puteau fi luate ușor de către Comisia de Sănătate Publică. De aceea, eu consider că această stare de urgență este absolut neconstituțional și are ca obiectiv dorința uzurpatorilor de a menține acest Parlament corupt mai departe, pentru ca să fure în continuare de la oameni, de la cetățeni, de la popor, de la Republica Moldova. Noi nu trebuie să le permitem lucrul ăsta și trebuie să solicităm în continuare anticipate! 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 Anticipate!
anticipate! Anticipate! Anticipate! Anticipate! Bună ziua, oameni buni, oameni frumoși care ați venit aici să arătați întregii țări că oamenii vor să facă alegerea în mod liber, în mod democratic și că ordinea constituțională, ordinea de drept trebuie să prevaleze. Am avut ani și ani de zile guvernanți care au luat decizii în interesul propriu și nu în interesul public, nu în interesul cetățenilor. Dar în acești ani noi am învățat să alegem grâul din eghină, am învățat să trecem dincolo de dezinformarea care o vedem la televizoare. În acești ani noi, din păcate, având foarte mulți fiice, nepoți, nepoate, rude, frați, surori, străinătate, am văzut cum se face în alte țări. Am văzut ce înseamnă o țară care are grijă de cetățenii ei. În această criză pandemică am văzut foarte clar cum statul, organele statului, începând de la Parlament, Guvern, au lăsat oamenii de izbeliște să se descurce singuri în fața pandemiei. În primul rând, în ceea ce privește gestionarea sistemului sanitar, deci le-a luat foarte, foarte mult timp. Țineți minte, anul trecut, 3 luni de zile până a apărut o mască în spitale. Am avut spitale care au devenit focale de infecție, care au dus infecția mai departe în loc să aducă sănătatea oamenilor. În plan economic, deci 88% de companii au fost afectate de o criză de lichidități, adică n-aveau bani și n-aveau cum accesa bani, și doar 6% din companii au primit ajutor din partea statului. Acesta este cel mai mic indicator din toată Europa și Asia Centrală. Deci, la noi, în țară, cele mai multe companii au fost afectate și cele mai puțin au primit ajutor de stat. Cum să menținem locuri de muncă în aceste condiții aici la noi acasă? Deci, statul propune cetățenilor săi să ia din nou pe drumul privilegiei. Să se ducă din nou în străinătate, să-și găsească rostul în altă parte. Așa, oameni buni, noi rămânem fără oameni, fără țară. Și aici rămân doar acei care vor să ajungă la putere, vor să ajungă în instituțiile statului, ca să-și rezolve propriile probleme, să-și umple propriile buzunare. Noi suntem aici să spunem, nu mai putem continua așa. Deci avem acum o criză politică, în noiembrie oamenii au spus, noi vrem schimbare, noi nu mai putem așa, noi nu mai vrem un stat care ne lasă să ne descurcăm singuri, pentru că vedem în toată lumea, guvernele sare în ajutor oamenilor, dar la noi 70.000 de oameni și-au pierdut locul de muncă, dar când te uiți în date, doar puțin peste 2.000 de oameni primesc ajutorul de șomaj. Pentru că ca să-l iei ajutorul ăsta de șomaj, îți iese pe resurs să interacționezi cu instituțiile statului, când asta este dreptul omului care și-a pierdut locul de muncă. Deci, la noi trebuie să construim un stat unde omul poate accesa servicii publice. Chiar astăzi vorbeam cu cineva care are probleme de sănătate și nu știa unde trebuie să se adreseze. Și întotdeauna statul parcă încearcă să spună piede, știi, curce, să-ți facă mai dificilă calea. Nici nu mai vorbesc de antreprenori. Dar câte s-ar putea face? Vedeți că doamna președinte unde s-ar duce, găsește o deschidere foarte mare. Statele din Uniunea Europeană sunt gata să vină cu ajutor, dar ei spun, bine, noi vă dăm ajutor, dar să nu furați. Cine vrea să ajute pe cineva care după aceasta banii se duc din cazna așa, ca pe râu. Nimeni nu vrea să investească. Dumneavoastră ați dat cuiva cu un prumut, dacă știți că o să ducă să-i vie.
Deci, evident că asta nu, nu mai poate fi coordinat. Deci noi, și chiar dacă oamenii spun că da, iată, este, suntem într-o criză politică, păi, de ce mă temeți să vă duceți la oameni? Oamenii sunt deținătorii suveranității în această țară. Deci cea mai directă modalitate de a rezolva orice criză politică este să mergi la judecata oamenilor. Dar hoții se tem de judecata oamenilor. Ei știu că vor fi măturați de benefătorile lor. Și acum sunt gata să meargă la orice acțiune. Vedem, se întreagă liniile roșii. Cum poți să numești un judecător a Curții Constituționale când este scris că judecător a Curții Constituționale este inamovibil? Și minciuni peste tot și comparații cu anul 2019. Oamenii nu au memorie atât de scurtă. Ei țin minte că în 2019 este presiunea oamenilor care au pus judecătorii să-și depună cerere de demisie. Deci, noi suntem aici ca să solicităm ceea ce aparține poporului. Deci, dreptul de a merge în alegeri anticipate, să curățăm clasa politică, să alegem viitorul țării și să măturăm acești hoți care deja au demonstrat ce pot face. Și să fiți că ei nu se vor lăsa așa de ușor. Imediat încep că da, nu-s bani, nu putem, asta nu-s poate. Asta. Eu vă spun că important este pe ce decizi să cheltui banii. Da? Dacă decizi să cheltui banii pentru reparația unor clădiri, 50 de milioane la fisc, am auzit, da? Dacă decizi să pui la Arena Chișinău, dacă decizi să cumperi nu știu ce tehnologii informaționale, care pe urmă nimeni nu știe ce se întâmplă cu dânsele, cineva au auzit din programele acestea care gestionează Ministerul de Interne. Deci, în buget sunt miliarde de lei și ideea este să le orientez acolo unde este cu adevărat important. Alegerile, drepturile oamenilor de a alege, sunt drepturi, este un drept fundamental. Și niciodată, nicio alegere anticipată pe care nu a avut Moldova, nu a avut problema banilor și nici acum nu trebuie să apară. Mai mult ca atât. Guvernul și toate instituțiile statului, dacă curtea va decide că deci această stare de urgență este un pretext pentru a evita anticipatele, pentru că deja toată lumea știe că asta este doar un pretext, pentru că noi am văzut foarte clar deciziile care s-au luat, restricțiile care s-au impus. Și ajutorul special, da? Se instituie stare de urgență când tu vrei să iei niște decizii să ajuți oamenii. Unde a fost ajutorul celălalt? Unde a fost ajutorul pentru companiile care sunt nevoite să reducă orele de lucru a oamenilor, să le reducă salariile sau chiar să oamenii își pierd locurile de muncă? Unde a fost ajutorul celălalt? Și acum să auzim că asta nu este, cealaltă nu este. Deci să se apuce fiecare de lucru, dacă sunt în organele statului, să fie buni și să justifice salariul pe care îl primească din impozitele cetățenilor care sunt aici și care sunt acasă. Și să organizeze alegeri libere și corecte, ca oamenii să-și poată exprima voința și viziunea pentru dezvoltarea țării de mai departe. Anticipate! Dragi prieteni, stimați cetățeni, vă rugăm foarte mult, dacă se poate, un pas în urmă. Aici se face rău deja oamenilor care își fac lucru, care își fac munca. Camerele sunt grele, ele trebuie ținute confortabil ca să poată lua imagini bune. Vă rugăm foarte mult să respectăm un pic de distanță. Bună ziua, Moldova, din partea Nordului, la Sud, la Centru, la România. Astăzi este o zi foarte importantă pentru toți cetățenii din Republica Moldova, care de mai mulți ani așteaptă o schimbare. Dar majoritatea cetățenilor din Republica Moldova,
care i-au spus nu împreună cu noi la alegerile prezidențiale, ei așteaptă o decurcanizare a țării cât mai rapidă. Eu astăzi, împreună cu voi, aștept ca Curtea Constituțională să anuleze această operație care a fost inventată doar pentru nu avea în această vară alegerile parlamentare anticipate. Eu astăzi sunt ferm convins că, începând cu ziua de mâine, caz cu Doamne ajută, vom avea și decizia Curții, vom avea și decretul de dizolvare a Parlamentului. De mâine toți împreună mergem la pelit curcani în toată țara. Suntem înainte de Paști, înainte de sărbători. Eu vă rog pe toți să aveți grijă de cei apropiați. Eu vreau să mulțumesc astăzi la toți colegii mei, primari. Am văzut foarte mulți primari din orașe și de sate din toată țara. Împreună cu mine aici sunt prezenți primarul din Vulcănești, Cantemir, Glodeni, Râșcani, Drochea, Dondușeni și alte localități din țară. Я хочу обратиться ко всем русскоязычным гражданам нашей страны. Вы видите прекрасно, что делают Дадон и его СМИ, особенно последние два дня. У него есть страх, у него уходит земля из-под ног, потому что он понимает, что перемены необратимы. Я хочу попросить всех граждан страны, что мы должны быть сегодня едины. Неважно, кто какое политформирование поддерживает. Неважно, кто является молдаванином, румыном, русским, украинцем, болгаром, гагаузом. Мы многонациональная страна. Давайте не позволить нас делить, так как это начал вчера Дадон, свою любимую тему. Когда нас вчера уже начали делить на левых, на правых, Дадон для Майспарье, Ерепитес Денцарак, у однополые браки кунзекруши. Хотя у них канун ты плачин три дудом с цирля, так же я с вашего разрешения, так как у нас, к сожалению, очень мало СМИ дают информацию на русском языке, здесь есть представители, я говорю, примары нашей со всей страны, я с вашего разрешения хотел бы передать слово Виктору Петриогла, примару города Вулканешты, которого ломают уже 10 лет и никак поломать не могут. Могут у него только покурить. Уважаемые друзья, коллеги, Ренат Георгиевич, большое спасибо за предоставление слова. Сегодня мы с вами находимся в переломном моменте. Введенное чрезвычайное положение господином Додоном, который старался просто спасти свою шкуру, мы все видим, что все экономические агенты терпят убытки. Рынки, магазины, торговые центры, которые вкладывали финансовые средства для развития своих населенных пунктов и нашей страны в целом, несут убытки. Не несет убытки только господин Додон. Потому что даже свое поражение он был, конечно, справил так, как не каждый из вас может справить свою свадьбу для своего ребенка. А он справил свое поражение так. Поэтому, обращаюсь ко всем, мы в настоящее время должны быть с вами едины. В каком плане? Не дать возможность растолкать всех. Ренат Георгиевич правильно сказал, что меня уже пугали демократами. Сейчас пришли эти социалисты, то же самое ведут. Но в последнее время это уже все, абсурд полный. Мы с вами живем в нормальном, свободном, демократическом государстве, которое должно развиваться. Какое развитие у нас есть сегодня? Никакого. Всех людей делят на своих, на чужих, на красных, еще на каких-то. Но у нас с вами цель одна. Освободить наше государство и парламент от воров. Те воры, которые сегодня держатся за свои кресла, они в настоящее время нас, нормальных, порядочных людей, втягивают в разные истории. Но
мы вместе с вами должны отправить в историю Дадона, господина Фусу, который уже достал всю страну. В Гагаузии есть своя Фусу. И это Фусу или Фусу, мне все равно. Но итог один. То, что сегодня происходит и в Гагаузии, это надо остановить. Поэтому мы все с вами за досрочные парламентские выборы. Дорогие друзья, те, кто смотрит онлайн, вот сейчас вы свидетели, как борется Дадон. Он отправил этих своих рыжих провокаторов, которые пришли, которые, кстати, название похоже, как у нас, но мы партиду Ностру, так и нужно объяснять партиду Ностру. Давайте не секунду. Вот ремес провокатория и тебя. Держим следем тени. Мы очень подумаем, каким бы возрастом бы подбираешь. Провокаторий. Вот ремес провокаторий. Провокаторилор! Провокатор! Если вы считаете, что одни партии нет права, где не имеют права принимать участие в выборах, то речь идет не о выборах. Вы пытаетесь узурпировать в таком случае власть. Мы считаем, что узурпации быть не должно. Молдова не должна быть узурпирована. Власть должна принадлежать народу. Народу еще быть Молдова. И не послам. Не дипломатам, не Дереку Зубану, не Даниилу Маруфу, не Петру Никонку. Власть не должна принадлежать всем гражданам. И то, что считается, не что провокаторы, а? Я тремис до дон. Да. I want to go. Все
domn Vasile, a venit niște provocatori. Одни граждане угрожают другим. Это ненормально, это неправильно. Именно этому, именно демократии, именно вот таким ценностям европейским вас и пытаются научить в Европе. То, что вы не слышите, к сожалению. Тем не менее, я уверен, что рано или поздно вы услышите, поскольку в Европе все граждане в Европейском Союзе, в тех или иных странах, обладают правом и полномочиями избираться быть избранными. Вот тут мне показали румынский флаг, флаг Румынии. Друзья, можно, пожалуйста? Вот это вот флаг. Есть провокатор, стимат, приятель. На нижнем руце литраж матенция. И он, си прочиск провокатор. Ei, pașcă, oricum ați fi momentul să răspundă pe toată asta. Anticipate, stimați prieteni, asta ne dorim, asta își doresc toți cetățenii care se află astăzi aici în fața Curții Constituționale. Anticipate! Uite ce doamnă frumoasă avem aici! Bună ziua! Bună ziua! V-am văzut de departe cu flori și zic de să mă apropie să mai vorbim cu dumneavoastră. Hai să mai vorbim. Este o zi foarte, foarte bună, cu rezultate foarte frumoase. În sfârșit vom scăpa de tot oligarhii, de tot răi care este împotriva țării noastre. Și președintele nostru, Maia Sandu, cu tot ce lanț, cu curtea constituțională, vor face drepturile noastre și vom avea o viață mai frumoasă și copiii vor întoarce acasă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru diaspora, diaspora să revină acasă, oamenii din diaspora să revină acasă, să refacem locurile de muncă, să facem condiții de trai aici să avem. Și vor hotări toate. Cât perinți se vor hotări, pentru că de acum vor avem un viitor, de acum l-avem, mai frumos din oameni mai cu credințe și cu dorințe de a face Moldova ceva mai frumos. Schimbare, doamne. Schimbare, numai decât. Anticipate, asta ne dorim cu toții. Da, asta își doresc toți cei care au venit astăzi în fața Curții Constituționale. Aia sunt niște provocatori. Anticipate! Anticipate! Doamne, aia sunt niște provocatori care au venit. Păi dar de poliție, uite cât ce se păzesc. Uite cât poliție, dar pe noi nu ne-au păzut poliție. Dar uite ei cum știu poliție. De cine-ți păzesc? Întreb de cine. Ce-i păzesc
Aici se vede la spate, cu tine te filmează, nu pe ei, se vede că-i trimiți la dodoi. Se vede și filmează în cameră. Da. Nu? O reportare, dar tot mă uit după agenții ăștia care de-a lui Dodon trimiși așa, ca jernii să vâră. Să vâră așa? Da, să vâră ca jernii aici. Ei, băieții n-au nici o vină, ei ies reporteri, ce vină au ei? Ei ies fac treaba, dar important noi să ne consolidăm, să ne unim. Noi trebuie să ne consolidăm, că televiziunile lor foarte mult manipulează. Eu am încercat fratele meu să-l convin că nu e așa și e și crede el. Că Maia Sandu duci grâu din țară. Măi, om bun, voi sunteți un bate de și televiziuni. Eu privesc NTV-ul, eu privesc Prime, eu privesc Moldova 1 și tot așa. Și televiziunile lor nu mai minciuni, spun, nu mai minciuni. Dar cum frate, de-al meu și eu nu-l pot convinge. Că au zumbat toate televiziunile lor, au zumbat lumea, au zumbat-o. Ele trebuie interzise. Cum s-a schimbat contul? Trebuie interzise. Absolut trebuie interzise. Și penalizați cei care duc lumea în eroare acum. Oricum, puterea se va schimba azi, mâine, poi mâine, peste două, trei luni, puterea se schimbe. Și oamenii aceștia trebuie penalizați. Începând de la Dodon, Șor și toți cei care au furat. Toți cei care au furat, toți bandiții și hoții. Ne manipulează pe la televiziune. Manipulează lumea. La asta ne-au adus, la dezbinare totală. Dacă am ajuns cu un frate, nu te poți înțelege. Că el are opinii diferite. Asta e la noi în țară. Trebuie unire. Unire, dar nu dezbinare între popor. Dacă au venit numai niște de căluși, aici aș fac propagandă. Oare când ați trezească poporul ăsta odată? Trebuie să trezească lumea, frații adevărați care înțeleg și trece în țara asta și în lumea asta, trebuie să unească, trebuie să ne unim, să scăpăm odată de urgie și de tot ce înseamnă dezmăță în țara asta. Furturi, crime, organizate tot de dânșii, că ăștia sunt criminali. Eu știu ce înseamnă cuvântul criminal când am pronunț. Asta a fost. Domn profesor, ce părere aveți despre toate lucrurile care se întâmplă? Deci, am venit aici ca să susținem Curtea Constituțională care să pună începutul unor schimbări reale și aceste alegeri anticipate. Anticipate! Anticipate! Da, spuneți, domn profesor. Deci, aceste alegeri anticipate trebuie să facă o cotitură radicală în dezvoltarea Republicii Moldova, în apărarea cetățeanului simplu, pentru ca ei să nu mai plece prin sărăcie organizată de dodoniști și șoriști, aceștia care fur acest stat. Noi trebuie să scăpăm de ei. Cum scapă, să scăpăm ca de un rapăn care nu se ține ca scaiul de noi. Deci acești criminali, altfel nu putem să-i numim, criminali ai unui a statului nostru, a poporului, trebuie de curățit odată, să facem curățenie în casa noastră Moldova. De aceea noi suntem aici, îmi pare rău că au venit lume tocmai de la nord, de la Cacul, de la Briceni, de aici, din Chișinău. Inteligențimea noastră stă ascunsă. Nu văd unde e armata de medici, unde e armata de pedagogi. Toți trebuie să fie. Unde este tineretul nostru care noi luptăm pentru viitorul lor? Toți trebuie să se conștientizeze că dacă nu ne unim toți împreună, noi nu putem face schimbări. Că această mașinărie a dodoniștilor și a lui Șor ei se consolidează, primesc indicații de la Moscova ca să distrugă această țară definitiv, să fie colonizată mereu și să dispară ca popor de pe această pământ. Trebuie tot
cetățenii să conștientizeze și să vină să luptăm pentru adevăr, pentru dreptate. De aceea strigăm în continuare, anticipate! Anticipate! Hai să mergem să vedem ce se întâmplă și încolo, că au venit provocatorii ăștia și nici nu te înțelegi care și... Bună ziua, doamnă președinte, Maia Sandu! Bună ziua, Curtea Constituțională în funcție de unică onoare! Vă mulțumim din tot sufletul! Voi ne-ați trezit din noi! Vă mulțumim din tot sufletul! Că voi nu sunteți indiferente de noi! Bună ziua! Să vedem, Domnul, sănătate! Păi ce domn avem aici cu tricolor drapelul nostru! De unde sunteți? Sadic! Doamne ajută! Dar e inimă mai mare decât e ta! Îți dorim multă sănătate, suflet mare cu dreptate! Să trăiesc când floresc! În brațele noastre nu-ți merită-ți prăpădești! Doamna Domnica Manole, nu te da provocări la doi țurcani! Că dacă îți ia să face, ai să-i faci în curcan, ia să iei afară! Doamna! Mai sunt astea aici?
Democrația acasă, pagina Facebook. Da. Și ăștia mai sunt în continuare. Nu, așa e? Nu trebuie să noi filmați de pe el. Ești provocatori, veniți... Singur, cine repede? Democrația acasă. Democrația acasă. Vasile Costiu. Doamne ajută! Domn Pietru! Domn Pietru, ia spuneți! Gata, eu de-am spus. Spuneți, ce părere aveți dumneavoastră despre test? Și vreau și părerea am eu, ăștia sunt provocatori, dar noi ne dăm la provocările lor. Nu trebuie luat în considerație și gata. Dar au și ei dreptul de a-și expune punctul lor de vedere. E drept sau nu drept? Fiecare trebuie să-și expună punctul lui de vedere. Dar dreptatea nu e de partea lor. Este vădit. Vorbiți un pic mai tare, vă rog. Este evident că acesta este un partid organizat la comandă, adică este un instrument în mâna cuiva. Nu-i partid care să participe la luptele care sunt preconizate. Este un partid de buzunar. De aceea mine nu mă interesează așa ceva, dar trebuie să finiseze tot în mod pașnic. Noi ne interesează doar un singur lucru, anticipate. Da. Toți cetățenii care au venit astăzi aici, încă o dată, stimați prieteni, toți cei care au venit astăzi aici în fața Curții Constituționale, doar un singur lucru dorim. Alegeri anticipate.